Încă de la primele ore ale dimineții, sute de credincioși musulmani au umplut jamiile din Medjidia. Cu toții au participat la slujba de Kurban Bayram și s-au rugat pentru binele comunității și nu numai. Sărbătoarea reprezintă un bun prilej de a întări legăturile de prietenie și cooperare. Salamu alaykum wa rahmatullah. Allah. Ca orice musulman, după ce ieșim de la geamie, mergem acasă, îi pupăm mâna la cei bătrâni, copiii îi pupăm pe obraz și pe ochi. După aceea ne pregătim pentru tăiarea curbanului. Musulmanilor din Medjidia, Bayram Hayırlı olsun. Vom merge în sânul familiei, ne vom felicita, după care vom face sacrificiu. Acest sacrificiu este foarte important ca să ne apropiem de Allah cât mai bine. Nu carnea sau sângele va ajunge la Allah, dar însăși prin carnea care vom împărți enoriașilor, prin rugăciunile lor, ne va ajuta și pe noi. În aceste zile, musulmanii trebuie să se împace, să fie uniți și să se gândească la cei săraci care au nevoie de ajutor. Oamenii înstăriți au datoria de a sacrifica un animal care poate fi o oaie sau o bovină și de a împărți carnea în trei părți. Cei care participă scapă de păcate așa, și ascultă predica a preotului. Cei care nu știu sau n-au citit, pentru faptul că nu au posibilitatea de a citi, preotul le explică lor cum să facă, cum să, așa, ce poate să taie, ce nu poate să sacrifice. Ce le urați musulmanilor? Sărbători fericite și multă sănătate. Potrivit tradiției, după slujbă, musulmanii îi comemorează și pe cei care au trecut în neființă. Bărbații merg la cimitir unde se roagă la mormintele celor pe care i-au pierdut. E familiile noastre și trebuie să trecem neapărat, să le citim. Am fost la geamie de dimineață, după care se vine în vizită la cimitir, la cei morți apropiați, pentru că nu trebuie să îi lăsăm și pe ei singuri. Citim și pentru ei rugăciunea pe care se face pentru morți, după care se trece acasă. Nu uităm nici de cei care s-au făcut răposați din această lume și vizităm și pe dânsii. Obiceiul spune că în zilele de sărbătoare musulmanii trebuie să-și viziteze rudele și prietenii. Cu acest prilej, președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Medjidia, a transmis gânduri bune de pace și înțelegere tuturor, alături de urarea tradițională de Kurban Bayram. Cu prilejul Bayramului, Kurban Bayram, aș dori să ofer un mesaj de un Kurban Bayram fericit tuturor musulmanilor de pretutindeni. În primul rând, bunăstare și pace în lume. Că dacă este pace și liniște, Bayramul poate să fie fiecare zi. Vă mulțumesc și încă o dată sărbători fericite tuturor musulmanilor. În România trăiesc aproximativ 60.000 de musulmani, iar cei mai mulți se găsesc în Dobrogea. Pentru aceștia, Kurban Bayramul este un moment de rugăciune și totodată o sărbătoare dedicată familiei. Televiziunea Alfa Media le urează tuturor membrilor comunității sărbători fericite alături de tradiționalul La Mulți Ani.